Vă salut! În acest video puteți vedea cum se asamblează pas cu pas navigatorul 99 de la Luis, sau mai bine spus, acest model de cărucior care transformă motosapa într-un mic tractoraș pentru muncile agricole necesare într-o gospodărie. Ia să vedem și noi ce avem aici. Ia fii atent. Să scoatem prima și prima dată cutia asta. Aici e scaunul. Ai văzut? Ia uite scaunul. Acesta este arcul lamelar ce vine atașat de scaun și cadru curbat al căruciorului. Ia uite și ăsta. Țeava suport. Ia să scoatem noi și roți de tanchetă. Brațul de indexare. Țeava de legătură ce va veni atașată de țeava suport. Maneta de indexare. Uite și rubodaiele pentru asamblarea lui. Ochiul de remorcare sau cupla, cum îi spun unii. Așa, și acum urmează. Wow, dai greu ăsta. Ăsta e cablu. Cablul manetei de indexare. Acesta este cadrul curbat și are atașat la el maneta de frânare și cablul de legătură cu sistemul de frânare hidraulic cu etrier pe disc metalic. Pasul 1. Se asamblează cupla cu țeava suport. Se bagă cu partea lungă în jos, vezi? Nu așa. Da. Nu se montează așa. Uite așa se montează. Folosim șurubul M8 ori 50 mm, o șaibă și o piuliță care sunt câte o bucată în pungulița respectivă, iar apoi se fixează dopul de plastic. Pentru o bună funcționare se recomandă periodic să se ungă în această zonă axul, bucșa și țeava cu vaselină. Pasul 2. Se introduce țeava de legătură în țeava cadrului curbat, apoi aceasta se fixează pe cadrul curbat folosind șuruburi M10 ori 75 mm, două bucăți cu șaibă și pioliță la fiecare. Mare atenție cum pune șuruburile, deoarece dacă nu vor veni fixate cu piulița în jos exact ca în video, atunci când va veni atașat arcul lamelar de la scaun în cantul respectiv, nu va mai intra corect. Pasul 3. Se conectează țeava suport la cea de legătură folosind șurubul M10 ori 65 mm cu o șaibă și o piuliță, după care se pune dopul de plastic. Pasul 4. Se montează brațul de indexare pe ridicător prin plăcile metalice respective, ca în video. Uite, asta e zona de prindere a manetei. Uite așa. Utilizând șuruburi M10 ori 25 mm, fiind 3 bucăți, plus șaibă și piulițe autoblocante pentru fiecare. Ai văzut? Așa. Pasul 5. Se montează scaunul și arcul lamelar folosind setul propriu de șuruburi. Uite așa. Așa, cum aveți asta așa. Ai văzut? Uite așa. Shaber Grover. Piuliță. La fiecare. După care se prinde scaunul asamblat pe suportul de prindere al cadrului curbat, ca în video. La fixarea acestui asamblu se folosesc bride 1,90 mm, două bucăți și aibă piuriță M10 4 plus 4 bucăți. Mare atenție la ordinea în care le montați. Încercați să păstrați cu exactitate pașii din video. Pasul 6. Se montează cele două roți de cauciuc cu butuc pe axe folosind șaibă, piuliță M16 2 plus 2 bucăți și șuruburile și piulițele M10 4 plus 4 bucăți. Roțile de cauciuc se strâng ferm, fără jocuri mari, verificând rotirea lor ușoară. În final se strâng și se verifică toate șuruburile și piulițele montate, iar pentru o bună funcționare verificați periodic funcționarea normală a rulmenților. Totodată mare atenție cum montați roțile cu profilul săgețile către în față, exact ca în video.
Pasul 7. Se fixează cablul de la maneta de indexare în zona respectivă. Iar apoi se montează maneta de indexare și maneta de frânare pe brațul de indexare folosind șuruburile proprii ale acestora M6 2 plus 2 bucăți. Inspectați montajul corect al manetei de indexare și verificați eficiența acesteia prin indexarea ridicătorului în toate pozițiile. Iar dacă este nevoie, reglați din șurubul și piuliță M8 de pe cablu cursa indexorului. De asemenea, se recomandă ungerea periodică a bolțului și a arcului care realizează indexarea, pe care le găsiți în spatele capacului de plastic. După cum se poate observa în video, această cuplă are două aripioare laterale pe care am fost nevoit să le tai pentru a cupla căruciorul la motosapă. Deoarece nu intră în zona de cuplare cu acele aripioare atașate, voi puteți să procedați la fel, puteți cumpăra o cuplă simplă, au și cei de la Ruris la ora actuală în magazine, sau puteți găsi o altă variantă pe care o considerați eficientă pentru a atașa căruciorul la mototilajul vostru. Cam acesta a fost videoclipul, sper să vă fie util celor care aveți de gând să cumpărați un asemenea cărucior după motosapă atunci când va veni momentul asamblării. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu uitați să apreciați și totodată abonați-vă la canal pentru alte noi videouri ce o să apară, iar până data viitoare vă dorim toate cele bune și mult spor în ceea ce faceți. Salutare! Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road.